După 7 ani, litoralul a fost din nou arhiplin și acum mai sunt turiști veniți prin programul social Litoralul pentru Toți. Anul școlar, care a început însă mai devreme cu câteva zile, i-a gonit pe familiști acasă. A început prost și s-a terminat foarte bine. Și asta datorită și, repet, structurii anului de învățământ, pentru că știți foarte bine, s-a terminat școala undeva pe 25-26 iunie, a început pe 12 septembrie foarte devreme, iar noi cei de la FPTR avem o altă propunere să se revină la structura anului școlar veche, 15 iunie, 15 septembrie. Turismul de litoral are un specific, este un turist de familie. Familiile care vin pe litoral vin în special pentru copii, fiecare familie are unul sau doi copii, din acești unul sau doi copii sigur unul este la școală și toată familia așteaptă terminarea ultimului examen ca să poată să plece pe litoral. Din cauza aceasta s-a scurtat foarte mult perioada de vârf de sezon. Conform estimărilor, în topul preferințelor a fost stațiunea Mamaia, urmată de Venus și Eforie. Apreciat a fost și Vama Veche. La anul, hotelierii ar putea majora tarifele. Au crescut prețurile la alimente, ceea ce ne va duce în imposibilitatea de a ține prețurile la nivelul celor de anul acesta. Ținând cont și de faptul că din 2008 nu s-au operat majorări semnificative de tarife pe litoral. Aproximăm pentru anul viitor o creștere de maxim 10%, care va fi acoperitoare pentru toate cheltuielile prevăzute și neprevăzute care vor apărea. Litoralul a fost intens mediatizat la târguri de turism din România și de peste hotare. În plus, aeroportul Mihail Cogălnicianu a fost și el ceva mai exploatat. Drept urmare, 7.000 de israelieni și-au petrecut vacanța la noi, iar de la anul vor fi introduse zboruri spre Cluj, Timișoara, Oradea, Roma, Paris, Milano, Stuttgart sau Varșovia.